Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Tu îți îngropi talentul? Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Matei, capitolul 25, versetul 25. Una dintre cele mai cunoscute pilde spuse de Domnul Iisus ilustrează cum stau lucrurile în împărăția lui Dumnezeu. Citesc de la versetul 24 până la 30 din Matei 25. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, mi-a fost teamă și m-am dus de ce-am ascuns talentul în pământ. Stăpânul său i-a răspuns: Rob, viclean și leneș, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i deci talentul și dați-l celui ce are 10 talanți. Pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Am încheiat citatul. Îți poți imagina că mergi regulat la serviciu, îți faci treaba conștiincios, iar luna viitoare vezi că șeful tău dă altcuiva salariul tău cu tine de față? Exact asta se întâmplă în această ilustrație. E o imagine a ceea ce se va întâmpla la tronul de judecată al lui Hristos și tu vei fi prezent și vei vedea totul. De ce a fost Domnul atât de dur cu omul acela? Pentru că și-a îngropat talentul. Dar de ce l-a îngropat? Pentru că i-a fost teamă. Teamă de ce anume? Păi i-a fost teamă că talentul pe care l-a dat stăpânul nu era pe măsura sarcinii încredințate, i-a fost teamă să-și asume riscul în caz că dădea greș, i-a fost teamă că nu are darurile pe care le aveau ceilalți și astfel că el n-are nicio șansă. Se pare că așa cum în iad există diferite grade și feluri de pedepse, citim asta în Matei, capitolul 11, versetele de la 21 la 24, la fel există niveluri diferite de răsplătire în rai. Modul în care îți folosești acum talanții determină ce răsplată vei primi atunci.